Salutare lumea, eu sunt Narcis Gami, bine ați venit la un nou episod de Bleach, Minecraft Bleach mult mai exact. În acest episod nu știu ce să facem, dar o să vedem noi. O să faci cine e tipul ăla? Hei, tu de alergi, cine ești? Eu sunt un arancar. Ce ești tu, mă? Nu te interesează pe tine. Și așa, ești doar un pujanic. Ce ai spus că sunt? Pujanic. Ghețca. Densa. Asta nu știu. Atac. Ghețuca, te ești unul afectat. Trebuie să-ți dau eu atac. Ești la nivel. Bine, o să ies eu. Ce crezi de asta? Ban. Cai. Am făcut bancai, dar unde? Acolo erai. Normal că sunt acolo. Puștiulică. Mai cam enervat. Acum e timpul să vezi tu, puștiulică. Ce e asta? O mască holo? Exact. Ce mai zici de asta? Ce? Încă mai supraviețuiești? O luptă grea? Dar și să trec și peste asta. Nu știu cine sau ce a fost el, dar am trecut de el. Nu știu ce a fost ăsta, dar sper că nu o să mai întâmple. Te descurca foarte bine. Nu aștepta să fie aștept la printoare în car. Cine e acolo? Stai. Ichigo? Te felicit. Ce a fost ăsta primul? Meu arancar. Zi, a fost primul tu arancar. Nu se pot spune mai mult. Al dracu să fii tu, Ichigo. Ți arăt eu. Ichigo, vine noapte, ajută-mă. Nu o să fac griji. O să fiu eu cu tine. Ichigo, îți mulțumesc. Cu plăcere. Știi cumva ce avea acel hollow de făcut? Arancar, să cum îi spune? Ancării sunt holo care își lua masca jos. Deci, bun, asta am învățat, bun. Vreau să știu ce avea de gând acel arancar de fapt. Asta e tot. Foarte simplu. Acel arancar avea de gând să planteze un holubit. Cred că tu îl ai la tine în inventar dacă nu l-a plantat undeva. Să-l fi plantat. Știu când a venit, am auzit că a venit cu un fel de cufăr după el, nu știu dacă, și nu era singurul arancar, mai era cu el, arancar 29 îi zicea, ăsta a fost 30, da, păzea acel cufăr și cufărul știu unde e, fix în apropiere de portalul tău, portalul meu, ce acolo l-a lăsat, unde văd acolo. Eu de acolo am venit să te ajut. Am folosit și un poș și nu mai văzut. Trebuie că să fii tu, Ichigo. Please, no, nimic. Așa credeam și eu. Holo. Ichigo. Holo, spider. Arzi. Ce ciudat, nu credeam că un holo nu poate să mă... Oh, nu. Arzi. Masca lui? Ce ciudat, n-am crezut că poate să-mi dea masca. Nicio. N-am crezut că poți să primești asemenea putere. S-ar putea să fi luat holobitul și să fie la tine. Ichigo, îți mulțumesc. Cu plăcere. Ai acum un holo. Ți-l las ție. Mersi. Ichigo. Unde a dispărut? Era aici. Holo? Ichigo, în spatele tău. Aoleu, tu crezi că un asemenea holo mă face? Tu ai grijă la acel creeper. Ichigo, nu râde de mine. Șarlatane. Masca ta nu-i completă. Nu-mi mai spune asta.
totuși conferă vitalitate și masca asta. Să totuși asta e forma ta de Shikai și costumul. Nici eu, asta mi-e Bankai-ul. Deja ai Bankai. Impresionant. Merci. Eu zic că ar fi o idee bună să verifici mâine zona, să vezi dacă e un cufăr pe undeva. Să nu fi dus în Nether. Nether? Iat. Portalul tău e o poartă interzisă de site spre iat. Cine știe ce ai putea să dai pe acolo. Ai grijă. Deci vă, mersi mult. Dacă e ceva pe acolo, o să-l găsesc. Flame, gheață, ganșu! Banca e frisit incomplet. Și ce vă, ai grijă la cei arancari. Normal, ce vă, normal. E așa bizar cum acești ceilalți moșii nu te pot ataca pe tine. Nu știu, e bizar. Ceilalți moșii n-au nimic cu Shinigami, doar holul. Și se pare, dar se pare că ai ceva cu tine. Păi, prima dată când am sosit în lumea celor fii, am fost i-am atacat crezând că o să mă atace, crezând că sunt niște holul. Nu e de mirare că se răzbună pe tine atâția. Taci. Dubios, eu am masca pusă, dar nu am nimic cu holo. Chico, holo, snack. L-am văzut. Lasă-l cu seama mea. Ce să fac, mă? Ți-ai cam luat-o în freză puțin. Aci. Trebuie să terminăm de vorbit, nu avem ce să luptăm cu un holo. Chico. Pe atunci, vino. Aici o să-mi fi mai în siguranță de holo. Perfect. Apropo, de ce ai plecat din Sovereign Society? Vrem un răspuns clauzibil? Da. Păi, de fapt am mai mult de spus. Am trei motive. Unul dintre ele, Zaraki Kenpachi. Da, ce-i cu el? Pune, cearcă să mă ia la bătaie tot timpul. Exact ce faci și exact cum faci și cu tine. Da, cealaltă două? E cu ea. De ce? Farsa cu porcul pe care i-am dat numele ea cu ea? Da, am primit că te-a iertat. M-a iertat până să-l vadă în casa lui cu o petrecere cu animale. Nu e de mirare. Și a treia? Și al treilea motiv? Căcichi Rukia. Stai, și pe Rukia nerotă. Nu, ăsta e motivul de la care a început Renji. Renji, ăla ce mai are la început? Nu știu, hai să-l întrebăm pe el. Ichigo? Da? Zi, motivul. Nu știu. Eram cu Rukia liniștit, a atacat un holo, lovit-o. Eu m-am mutat după cu holo și a apucat Renji să vină fără să mai apuc să-mi îngrijesc rănile. Asta explică tot. Nu mi se duce timpul, trebuie să mă întorc în Sovereign Society. Să te întorci în Sovereign Society? Ai grijă cu ei. Te-au cam înconjurat. Lupetura mea. Schelet umflat. Ăla e un arancar bătut? Da, e un arancar. De un holo. Doi arancar. Acest arancar era ciudat. Cred că era un arancar eșuat. Ichigo? Am plecat în Sovereign Society. Ichigo. Îți mulțumesc pentru informație totuși. Așa ai plecat în Sovereign Society fără să spui nimic. Glumeam. Bine că te-am găsit iarăși. Deci tu cum îți mai mergi? Uite, okay, bine, încă sunt și nici am delegat. Ca pentru tine. Ura. Văd că ți-e merge bine așa. Mă gândesc să-l rog pe moșneac să facem o nouă brigadă, brigada 14, brigada măștilor holu. Ce? Cei care luptă cu măști holu. M-au patru creepuri în conjura casa și un holu bat. Holu bat? Deci eu merg pe el.
Oh, the fuck. Ți-a cam dat-o gura. Ți-o cam dat-o puțin. Vrea că ți-o dau și eu. Eu îmi voi proteja casa. Cei creeperi. O să-i atrag aici și pe toți câte unul îi rup. Vreau să detaierea sebi mele. Tot ce trebuie să-i fac să-i atrag. Hai, hai, creepișor. Creepișor. E sigur că sunt în așa. E sigur că nu o să te afecteze? Nu. Am mai luptat cu ei. Ba, banca și cu masca de atâtea ori. Ghost. Oare? Hei, fantomă? Fantomă? Hei, fantomă? Tu nu ești o fantomă, tu ești un Grand Fisher. Capcana Grand Fisher, deci. Acești Grand Fisher au o capcană mare. Ce faci? Îmi fac rost de perle de Enderman. Stai, nu pot să folosesc și un pop? Nu, de ce? Nu știu. Păi noi ne mai vedem. Eu o să plec în Serul Society. Mai bine te duce și investiga cufărul. Mersi, Ichigo. Cu plăcere. Ichigo e un băiat de treabă. Hai să intru în casă să pregătesc totul. Să-mi dezactivez pancariu și să vă arăt un cufăr. Asta va fi o pauză până când voi ajunge acolo și voi găsi acele teme de care vorbește și să-mi pun ce n-am nevoie în cufăr. Gata, lume, am ajuns, am pus totul și să vedem. De fapt, am revenit, ia să vedem ce mai e pe acolo. A zis că e prin zona aceasta, deci ia să vedem noi. Pe aici nu pare nimic, ia să vedem noi prin portal. Bine, practic așa, nu este nimic aici. Un cufăr. Holubit. Cred că de asta vorbea Ichigo. Hai să luăm și acest cufăr, dacă tot e moca aici. Păi nu, ce moca nu trebuie luat? Și beșu un pic și încă. Ce o face la? Nu știu. Eu o să-l pun într-un cufăr. Aici e pus și de scrondorul. Eu mai am reațu, o groază sens, mai am diamante, sugar. Ia să ne luăm noi restul și să ce mai avem să luăm. Hai să-l fac pe ăsta dublu. N-are rost să țin degeaba. Să nu încheiem episodul chiar așa. Primul nostru arancar. De fapt, sincer, n-a fost o mare scofară pe acel arancar. A fost destul de ușor de doborât. Masca au fost destul de doborât acei arancari. De aceea ne dă cuvință că nu sunt arancari puternici. Sau cel puțin că nu sunt niște. Sau cel puțin nu cred că au fost ei puternici. Deci că și-a folosit și el masca, dar nu cred că era nevoie nici să-mi folosesc masca. Dacă acel arancar n-avea niciun control asupra acelui holu și era mai sus și l-ataca, cred că asta însemna că ei nu au avut niciun control. Hai să vă mulțesc. De mult nu m-am mai ocupat de voi. Mamă.
mergi bine să îi mulțesc vacile și cu oile din nou. Hai. Păi nu mai aveți nevoie? Da, sunt câți pui trebuie, sunt două. 2, 4, da, noi sunt cât trebuie, eu înregistrez și asta este foarte bine. Deci, practic, eu am fost narcis, cam ne vedem data viitoare. Pa!